Suntem la Praga și începe imediat prima sesiune a unui nou format, Comunitatea Politică Europeană. Despre asta s-a discutat, am discutat, dar acum are loc prima întrunire formală. Sunt participante toate statele Uniunii, plus celelalte state care se simt parte din continentul european. În total sunt 44 de participanți și credem că vom aborda teme importante, teme vitale pentru continentul european. De exemplu, solidaritatea cu Ucraina va fi o temă, condamnarea agresiunii ruse va fi o temă importantă, dar vom discuta fără îndoială și teme cum este securitatea în perspectivă a continentului european, securitatea la modul general, dar și securitatea energetică, energia, surse alternative de energie și multe alte teme, evident, criza energetică din foarte multe puncte de vedere, situația economică, inflația. Eu mă aștept la discuții foarte bune, fiind prima întrunire, și personal voi sublinia nevoia solidarității cu Ucraina, nevoia unei abordări comune a securității continentului și nevoia unei abordări comune, ferme și concrete în materie de criză energetică. Plus, sigur, voi lua cuvântul cu alte ocazii, așa cum se ivește în discuție. Dacă aveți o întrebare, două, poftiți. Anului sub președinția cehă a Uniunii Europene, având în vedere numeroasele semnale pozitive transmise în ultima perioadă. Da. Există această posibilitate, dar garanția, trebuie să spun clar, nu există încă. Pe de altă parte, e bine să se știe, cu toții ne implicăm pentru a reuși acest lucru, și eu, și guvernul, parlamentul, majoritatea europarlamentarilor, Ministerul de Interne lucrează foarte intens la aceste chestiuni. Sunt șanse, fiindcă nevoia de unitate în Europa a devenit și mai clară cu ocazia războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. Și această unitate se poate consolida dacă România, Bulgaria și Croația vor deveni parte din spațiul Schengen. După atâția ani de așteptare, cred că toți liderii și-au dat seama că acest pas nu poate decât să îmbunătățească unitatea Uniunii și soliditatea noastră în abordare. Din informațiile dumneavoastră... Un pic mai tare, vă rog. Din informațiile dumneavoastră, mai există o poziție în acest moment? Era vorba despre Olanda, care exista posibilitatea să vină cu un veto. Care este poza momentului? În momentul acesta suntem în faza în care se pregătește o vizită a experților în România, care vor să vadă încă o dată, după 11 ani, dacă ceea ce s-a realizat atunci s-a consolidat, dacă în continuare suntem pe poziția solidă pe care noi știm că o avem. După aceea, sigur, vor fi încă discuțiile politice și discuția finală, care nu se va purta în Consiliu, ci în Consiliul Uniunii, în formatul numit JAI, Justiție și Afaceri Interne. Acolo se ia, de fapt, decizia. Nu toate punctele sunt încă lămurite, dar cred că de data aceasta avem șanse mai bune decât în altă conjunctură. Și o ultimă întrebare pe această temă. Am auzit ieri în Parlamentul European o amenințare că România ar putea bloca transporturile de cereale dacă sunt țări care vor bloca accesul României în Schengen. Există această posibilitate? A fost făcută chiar de un europarlamentar pe lângă. Mă gândesc că l-a luat un pic valul. Așa o variantă nu există. Noi, dimpotrivă, facem tot ce putem ca să înlesnim exportul de cereale din Ucraina pentru a preveni o criză alimentară globală. Deci
așa ceva iese din orice discuție. Domnule președinte, președinta Comisiei Europene spune că Uniunea Europeană ar trebui să introducă plafonarea prețului la gazele naturale până când va fi adoptat un nou index al prețurilor și un sistem comun de achiziție a energiei. Cum este această propunere? E vorba de bani europeni în această chestiune? Noi susținem propunerea? Până acum s-a discutat doar principial, că trebuie făcut ceva. Asta spun de exemplu eu din februarie, că trebuie făcut ceva. Propunerea mea, poate vă amintiți, a fost să despărțim piața gazului de piața electricității. Ar fi fost, după mine, cel mai natural pas. Dar și plafonarea prețului este în discuție. Noi însă așteptăm de la Comisie să vină cu ceva concret. La Comisie se găsește expertiza pentru a veni cu un plan concret. Deci, în acest moment, nu pot să vă spun mai mult, dar din informațiile mele, chiar mâine, la Consiliul Informal, președinta Comisiei va veni cu câteva propuneri în această materie, iar după aceea, sigur, putem să discutăm despre aceste lucruri. Și dacă ar putea și câteva întrebări pe politică internă, ordonanța de urgență a Guvernului privind plafonarea prețurilor la gaze și energie trenează de câteva săptămâni în Parlament. De ce credeți că nu se înțeleg parlamentarii puterii astfel încât ordonanța să fie modificată și să existe predictibilitate și toată lumea să știe despre ce este vorba? Da, aici nu este vorba că nu se înțeleg parlamentarii coaliției, ei se înțeleg. Însă așteaptă în continuare câteva lămuriri de la experți, de la tehnicieni, fiindcă nu dorește nimeni să avem o ordonanță care peste 3 săptămâni se modifică iarăși, pe urmă iarăși. Deci se așteaptă încă câteva date, câteva abordări. L-am ascultat pe președintele Klaus Iohannis înaintea summitului de la Praga, referitor la posibilitatea aderării României la Schengen la finalul acestui an. Spunea președintele Klaus Iohannis, există această posibilitate, dar garanția nu există încă. Noi luăm o scurtă pauză, acum revenim la ora 14.